sunt poveștile tale. Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super. Mihai Popescu, care era astăzi la doar al doilea său meci ca titular în Superliga, are două echipe, aproximativ două echipe de cupe europene, respectiv de campionat. Giga Hagi, este firesc, n-am numărat, să știi. Farul este deja, atenție la această fază, greșeală în defensiva a Rapidului, șansă uriașă de care nu profită Giuleșteni și vine execuția lui Emers, o a doua ratare în 3 minute 30 de secunde, ce 3 minute, o eroare monumentală, privește de la ce a plecat totul, a Ioanii se complică, apare Funșo, a insistat Funșo, nu reușește să profite Petrila, îi dă pasă lui Borja Vaie, care și-a găsit cel mai prost moment să fie complicate, dar la cele două porți. Nesali, Arțăgoz, recuperează, mingea este la oaspeți și vine un șut la care Moldovan apare bine și a doua oară. Și-a spălat, din păcate, golkeeperul Rapidului cu această intervenție aproape miraculoasă. Aș spune două. Două! Două în unu a fost aici, la super ofertă pentru Corat și Moldovan. Mai întâi vine șutul lui Grameni, parada de încălzire a lui Horaciu Moldovan, apoi pe urmărire Carnat nu reușește, iată, din 8 metri, 8-9 metri, nu reușește să-l învingă pe Horaciu Moldovan. Două intervenții fabuloase ale portarului Rapidului și totodată titularul naționalei României la ultimele acțiuni de alegere, prin care atacantul să o putea să plece fără sumă de transfer, 800.000 de euro, de dolari cer fie ei, în 8 luni. Atenție la Duganzic, Duganzic în blocaj, mai vine încă un șut, gol! 1-0, Rapid reușește să deblocheze tabela în Giulești după această torpilă a lui Xian Emers și ce răbufnire, ce e la gura lui Cristiano Bergodi, nu putem spune pe post, dar îl înțelegem, este sub o presiune fantastică. 1-0, Rapid reușește să marcheze prin acest fotbalist belgian, o fază care nu ne ducea cu gândul la un asemenea deznodământ. Revedem aici preluarea lui Funșo, urmărit de Boli. Funșo-l cam întoarce pe... nu a fost Kiki acolo. Duganzic primește în interiorul careului, este blocat de Boli și de undeva de la 20 de metri distanță de poarta lui Ioani, Cian Emers prinde acest șut fabulos pentru 1-0, Rapid Farul. Se putea lăsa cu accidentare dacă ar fi fost vreun jucător al Farului pe traiectoria balonului. Ce ștachie! Doar al doilea gol al lui Emers în Superliga, spune la un moment dat sezonul trecut, marca. Boli a respins, dar Rapidul continuă să preseze, să ducă baloane multe în careul Farului. Funșo minge la 11 metri, Duganzic, gol! 2-0, minute magice, 3 minute magice pentru Rapid. Al cincilea gol al lui Duganzic în acest sezon de Superliga, iar vă spuneam, Rapidul a dat drumul show-ului. Dezlănțuită de-a dreptul trupa lui Cristiano Bergodi, într-un interval de doar 4 minute, reușește să ducă scorul la 2-0. Înscrie în sfârșit și Marco Duganzic după ratările mari de la meciul cu Petrolul. Iată-l acum pe croat reușind să punteze. De remarcat însă erorile din defensiva Farului. Hai să-l vedem aici pe Funșo. Îi pasează lui Duganzic, acesta preia singur, are timp să se întoarcă, să încarce șutul, să-l fixeze pe Ioani. Nimeni de la Farul nu vine acolo la blocaj. 2-0, Rapid Farul, nu știu, campioana pare cu gândul mai mult la prima manșă cu HNK Helsinki. Duganzic marchează din nou, n-a făcut o etapa trecută și n-a mai făcut-o nici în partida cu Șepși. În rest a marcat împotriva Universității Cluj, a marcat împotriva Botoșaniului și a marcat și împotriva... Periculoși cei de la Rapid la aceste momente fixe ale jocului. Iacob și Săpunaru au urcat în careul advers. Cât de aproape a trecut Iacob pe lângă această minge. A bătut periculos Petrila. Încă o dată
Șansă bună de 3. Acum Mazilu, 1 contra 1 cu Onea. Mazilu caută culoarul pentru șut și gol! Magnific! Extraordinară execuția lui Mazilu! Până la urmă iese, a șutat de mai multe ori de-a lungul acestei partide. Acum în minutul 79 trimite balonul direct în vicul porții lui Horațiu Moldovan. Meciul din Giulești este relansat grație acestui puști teribil. Mazilu vom avea 15 minute fabuloase. Mazilu încă o dată, ce execuție la vinglu. Horațiu Moldovan fără nicio șansă, nici nu s-a uitat la poartă, puștiul farului. Care e mai frumos, golul lui Mazilu sau cel al lui Emers? Votez pentru Mazilu. Votez pentru Mazilu. Fantastic. Extraordinar gol și din nimic vom avea un final de meci foarte activ, teoretic. Probabil că merita și farul, pentru că nu uităm, în prima repriză echipa lui Gică Hagi și-a creat ocazii cu adevărat importante, iar Mazilu ne dovedește că se simte bine aici în Giulești. Vă spuneam, anul trecut în noiembrie marca primului gol la echipa mare a farului, la prima echipa a farului, înscria în grupele Cupei României. Farul se impunea pe terenul Rapidului cu 2-0, Casap din penalti și Mazilu în prelungirile jocului erau marcatorii acelei partide. Superbă, superbă execuția lui Mazilu, 2-1, meci relansat în Giulești. Schimbare făcută de Cristiano Bergo, dintră Albu în locul lui White. A schimbat toată linia mediană. La partida farului cu Petrolul, când a fost condusă de asemenea cu 2-0. Încă Onea de la margine, prelungește Dugan Zic, Ioniță, Ioniță îl depășește pe Larie, Ioniță se duce spre golul 3 al Rapidului, Ioniță, gol! 3-1 Rapid marchează copilul teribil al Giuleștiului, Alex Ioniță, și cred că s-a cam scris povestea acestei partide. Rapidul respiră, iată și descătușarea lui Săpunaru, câtă presiune a fost în Giulești astăzi. Farul a revenit în partide și a pus mare, mare presiune pe formația lui Cristiano Bergo. Divine însă această fază, prea ușor însă și de această dată depășită apărarea farului. Larie și Nedelcu pierduți pe drum de Ioniță, care se duce hotărât spre golul de 3-1. O execuție tehnică splendidă a lui Ioniță. Am mai văzut jucători de la ambele echipe în această partidă fiind în poziții chiar mai bune și ne reușind să găsească calea spre poartea adversă. Ioniță cu fundaș în spate, cu adversar în spate, cu un portar care i-a închis unghiul, reușește să probabil aducă cele 3 puncte Rapidului astăzi și să aducă și prima victorie din Giulești în acest sezon. Spuneai tu, din